Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernea și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună, îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare. Salutare dragilor, am revenit în căștile voastre după o pauză puțin mai lungă decât am crezut inițial. Mă bucur tare mult să-mi reiau activitatea la podcast, mi-a prins tare bine și pauza aceasta de 4 luni, dar mi-a fost tare dor și abia am așteptat să revin. La începutul verii aveam multe planuri să mă ocup de șlefuirea unor noi subiecte, să contactez noi invitați, să-mi aloc timp și pentru acest proiect drag de suflet care este podcastul, însă toate planurile mele au fost date peste cap de diverse evenimente și angajamente și deși nu am reușit să mă ocup prea mult în vară, am ținut tare mult să revin, pentru că, fără disciplină, nu a reușit să facem nimic din ceea ce ne dorim sau ne umple suflet. Mă tot gândeam în vară și discutam cu Mircea de ce îmi place să fac podcastul, pentru că e așa de multă muncă pe lângă toate celelalte activități în care suntem implicați însă mi-am dat seama că este ceva care mă umple și pe mine, învăț atât de multe lucruri cu fiecare nou invitat și fiecare nou subiect, iar partea de editare mă face să mă opresc din ritmul alert pe care îl are viața noastră acum, așa că am ajuns la concluzia că și aici, ca și în alte proiecte, Primesc mai multe decât dau. Vara aceasta a fost pentru noi un maraton. De fapt, ultimul an, cam așa a fost, a reușit să ne construim casa noastră lângă oraș ca să simțim natura și beneficiile ei, dar suficient de aproape ca să simțim în același timp că suntem parte din oraș. Am reușit asta fără prea mult ajutor extern. M-am ocupat singură de tot ce înseamnă project management și coordonarea lucrării, asta cu trei copii mici. A fost în special pentru mine un an. Un moment de șlefuire, de învățare și de resemnare în anumite situații: de acceptare că totul este în mâna lui Dumnezeu, de resemnare că nu putem controla acțiunile celor din jur, chiar dacă ele au impact direct asupra noastră, și de învățare pentru că mi-am dat seama că poți să să-ți descoperi noi pasiuni și abilități chiar și la 40 de ani. Așa că această experiență m-a împins într-o nouă direcție profesională, și acum voi continua să ajut. Și alte familii să-și poată construi casa visurilor lor. Ne-am mutat la casa noastră chiar la un an de când am început această aventură dificilă, dar frumoasă. Și am și alte proiecte începute. Pe lângă viața profesională intensă, și a mea și a soțului meu, ne continuăm și voluntariatul în biserică. Iar din toamna aceasta. Ni s-a dat misiunea să conducem mai departe echipele mai Sfinte din România. După cum vedeți, farfuria noastră este plină din toate punctele de vedere. Suntem tare recunoscători că avem energia și curajul de a răspunde chemărilor lui Dumnezeu și ne bazăm și pe gândurile și rugăciunile voastre ca să reușim să facem cât mai bine tot ceea ce el ne-a pus pe masă. Acum, destul despre mine. Vin azi în căștile voastre cu o temă pe care am cop o tare de mult și o invitată pe măsură. Așadar, voi discuta cu Mihaela Dumitran despre cum să ne împletim elegant rolul de mamă cu viața profesională, ce este și ce nu este posibil în această ecuație, există viață profesională după maternitate, mai ales când avem mai mulți copii de vârste apropiate. Mihaela este șef de lucrări, doctor, inginer la Facultatea de Construcții, disciplina Tehnologie și Management, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Este în același timp mama a patru copii și vom discuta împreună cum reușește să le îmbine pe toate și viața profesională și personală și în același timp să o facă cu atâta calm și brândețe. Eu sigur am multe de învățat de la ea. Haideți să ascultăm împreună interviul! Salut, Mihaela! Mulțumesc tare mult pentru discuția aceasta. Știu cât de complicat este să ne aliniem calendarele cu atâtea activități și cu copii pe, și cu muncă și cu toate. Mulțumesc tare mult! Pentru început, o să te rog să te prezinți ascultătorilor noștri, să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, ce faci tu profesional. Salut, Teodora! Mă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru Încrederea care... șansa care mi a dat-o. Într-adevăr, sunt mămică de patru copii, cu patru copii. Sunt din Baia Mare, provin dintr-o familie în care tata este preot. Mama, ca și profesie, cofetar, bucătar. Am crescut în... Să spunem așa, în partea aceasta religioasă, care m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare toată. Uh, tot, tot ceea ce am învățat și au încercat părinții să-mi transmită prin faptul că am mers, am mers la biserică, au avut încredere în mine, m-au trimis și m-au sprijinit când am ales să fac parte din anumite grupuri de tineri și m-a ajutat să cresc atât ca și persoană, cât și din punct de vedere religios, creștin, spun, spun eu. În momentul de față sunt cadru didactic la Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca. Am terminat liceul la Baia Mare. Sunt din Baia Mare deloc. Am venit la facultate în Cluj. Am urmat facultatea de Construcții. Am finalizat facultatea. Am urmat și studii aprofundate: doctorat, masterat. Și așa am ajuns în final să fiu să am toate titlurile, să spun așa, necesare pentru a fi un cadru didactic la această facultate. Îmi place foarte mult ceea ce fac pe parte profesională, fac cu drag, cu dăruire Cred că asta se vede și în partea și studenții simt lucrul acesta și cu mare drag mă bucur când ne întâlnim și sunt cu zâmbetul pe buză și se bucură că mă văd. Asta cu siguranță. Da, iar pe partea familială, așa cum am spus, am patru copii, sunt căsătorite din 2010, primul copil a venit în 2011, avem trei fete și un băiat. Două fete, primele fete, un băiat și care are patru ani. Diferența între ei sunt cam de doi ani de zile între primii trei, iar uh, între al treilea și al cincelea copil sunt 5 ani. Felicitări! Pare așa o, o viață foarte plină din câte... Zi. Da, să știi că așa este, nu am timp de, de plictiseală, să spun așa, sau de multe ori timp, nici măcar timp să mă uit la televizor sau să aflu un pic ceea ce se întâmplă prin mass media, mai aflu de la colegi sau și nici măcar în timpul liber, câteodată mă mai întreba, dar tu mai ai timp liber să mai citești, să mai faci ceva, zic, am timp liber când merg de acasă către facultate pe autobuz și și atunci, în loc să stau să mă uit pe telefon, să citesc un pic presa, prefer să citesc ca să mai învăț câte ceva, să mai aflu și lucruri care să mă ajute atât pe mine și cât și în creșterea copiilor și tot ce ține pe partea aceasta. Ce frumos! Foarte fain și mi-a plăcut foarte mult uh, ce ai zis, că viața, uh, ce ai învățat acasă în familie, te-a ajutat și ca persoană uman și pe partea spirituală. Într-adevăr, uh, dăruirea aceasta a familiei ne ajută pe viitor, vrem, nu vrem să acceptăm, are un impact foarte mare asupra noastră și inclusiv uh, Faptul că avem mai mulți copii sau mai mulți frați ne ajută, ne formează ca și oameni, mi se pare. Este foarte interesant cum ai reușit, așa și cu viața profesională și cu viața de familie. Că nu este ușor cu patru copii nici să nu faci nimic pe lângă, este un loc de muncă full-time, să zic așa, și totuși se poate, și mi se pare așa îmbucurător că vedem asemenea exemple. Mă gândeam așa. Care a fost cel mai greu moment când a trebuit cumva să te împarți între viața de familie și cea profesională? Și cum ați gestionat uh, tu cu soțul tău, ca și cuplu, momentele acestea? Pentru că mă gândesc uh, și în momentul când ți-ai dat doctoratul sau așa, au fost momente de multă muncă și cu copii mici. Nu este ușor să faci aproape nimic pe lângă. Cum ați gestionat -o? Da, într-adevăr, pe parcursul. Uh vieții de familie, de cuplu, uh, am întâmpinat uh, multe provocări legate de carieră și să le îmbin cumva toate. Uh, îmi amintesc un lucru care m-a marcat un pic și care mi-a rămas așa cumva, aparat ca și o traumă, dar <laughs> pot să spun că m-a marcat un pic, îmi le amintesc încă, uh, când am aflat că sunt însărcinată cu primul copil. Eram uh, la doctorat deja înscrisă eram, nu de, eram de puțin timp ca și cadru didactic, atunci am intrat pe postul de preparator, nu știam foarte bine ce înseamnă, ce se întâmplă și m-am înscris și la doctorat. Oricum mi se părea că e destul de mult să am și ore să îmi fac și doctorat în paralel. Când am aflat că sunt însărcinată și vine un copil, am zis nu, nu se poate, nu acum, nu, ce o să fac? Deci primul, deci în loc să mă bucur că vine un copil și ce binecuvântare și așa, deci pentru mine gândul a fost la partea de carieră și mi se părea, ce fac eu cu doctoratul? cum o să mă descurc cu toate? Mi s-a părut așa, pe moment, foarte greu, nu o să reușesc să fac față. La care soțul micea zice, cum, tu nu te bucuri? Zice, eu bucur aici, eu sunt atât de fericit și tu nu <laughs> poți să te bucuri. Zice, te rog, încetează, zice. Deci, efectiv, mi-a dat și lacrimile. Zice, nu cred că acum, de ce acum? Întrebarea, de ce acum? Și da. nu... Dar așa a fost să fie. Vreau să spun că toți copiii noștri au venit fără să-i planificăm, deci fiecare a știut să vină atunci când a trebuit. Și chiar dacă a fost un șoc atunci pentru mine, pe urmă am stat și m-am recalibrat, să zic așa, și am analizat un pic lucrurile și am zis că o să reușesc, o să pot și o să reușesc să fac. Și, într-adevăr, îmi deci amintești și acum, pentru că doctoratul era de 3 ani de zile, dar l-am prelungit pentru că așa a fost să fie, n-am putut să-l dau chiar în cei 3 ani de zile, l-am prelungit un pic. Dar îmi amintesc cum stăteam cu copiii fie cu scoic, în scoică lângă mine și eu scriam sau în brațe și mai scriam, mai citeam, îmi amintesc tot așa când am susținut teza de doctorat, eram însărcinată cu Mihai, cu cel de-al treilea copil și acum îmi amintesc cum mergeam, urcam scările, mă întrebau profesor și domn profesor îndrumător de doctorat, domnul profesor Andrei, ca, care mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul care mi l-a dat și încurajările, Mihela, poți, haide că poți. <gură> deci, totuși, ia un pic mai încet, zice, nu te grăbi, lasă mai, mai un pic mai încet, dar o să pot, o să vezi că reușești și pot să le depășești pe toate. Și într-adevăr am avut uh, sprijinul uh, lui, soțului meu care a fost alături de mine și chiar m-a sprijinit. Uh, este omul care nu i-a fost frică să stea cu copii, să-i schimbe, să aibă grijă de ei, deci a fost omul meu din spate care m-a sprijinit și mă sprijină în continuare, pentru că fără el chiar nu aș putea să fac multe lucruri și bineînțeles că sunt și părinții care ne ajută și în momentul de față, pentru că într-adevăr îi ai nevoie de ajutor ca să poți să le îmbini și să le faci pe toate Poți să le faci și de unul singur, dar asta înseamnă să nu mai fii tu, să nu mai ai timp deloc pentru tine și să ajungi la acel burnout total. Exact. Da, așa este. Cumva trebuie să învățăm și să cerem ajutor, că da. în multe cazuri părinții sunt lângă noi sau așa și nu cerem ajutor, că ne simțim foarte puternici da, da, da. și credem că reușim să le facem pe toate. Să știi că și eu am fost de mult ori tentată să aplic lucrul acesta, să zic, nu lasă că pot să fac, dar mi-am dat seama că de ce? Pentru că ei au ajuns la vârsta în care um, pot să ne ajute, atâta cât pot. Bineînțeles că nu le permite nici lor timpul în totalitate să vină de la Baia Mare să stea și pentru este un sacrificiu să vină să stea aici uh, cu noi, să suporte toată gălăgia, toată... Uh -huh. că o casă cu patru copii, clar că nu, nu este liniște într-o astfel de casă, nu este totul pus la ordine, la punct, mereu ai câte ceva de făcut, așa cum am spus, nu te plictisești atunci da. și pentru ei este o adevărată provocare. Și le mulțumesc că mă ajută atât ei, cât și socrii vin și ei și sunt alături de noi limita timpului care îl au. Dar, până la urmă, tot părinții sunt uh, punctul de sprijin, și cum ai spus și tu înainte să începem înregistrarea: că dacă vii acasă la ora nouă toată lumea te cheamă în toate părțile. Așa este că da. avem ajutorul acesta extern de multe ori, dar până la urmă, tot părinți. Elementul cheie. Exact, la care copiii aleargă. Da. Și chiar aseară aveam o discuție cu Maia și îmi spunea că mami, dar mi-ar plăcea să fim doar noi. Și am spus da, Maia, într-adevăr te înțeleg că ți-ar plăcea să fim doar noi, fără să fie bunici în jurul nostru da. sau așa. Dar ne-a spus, uite, te gândește dacă ei nu ar fi în timpul zilei, cât timp eu sunt plecată la facultate, să vă facă de mâncare, să vă spele hainele, să vi le împătre, să aranjeze după voi, că nu întotdeauna reușiți să lăsați totul în ordine, eu când aș veni acasă ar trebui să mă ocup de toate aceste lucruri și nu aș mai avea timp pentru voi. Dar așa vin acasă și îmi dedic tot timpul care mi-a mai rămas vouă. Să vă ajut la teme, să stau, să vă ascult, să povestim, să-mi spuneți cum va trece cu ziua, să pot să vă duc la activitățile pe care le aveți extra. Dacă n-ar fi ei, eu ar trebui să mă canalizez foarte mult și pe partea aceasta și atunci timpul ar fi mai redus sau ar trebui să le împărțim cumva. Toate. Da, ce frumos. Deci, cumva, pentru voi este. Da, da. Avem. Recunosc că avem nevoie de ajutor. Chiar dacă nu tot timpul am recunoscut lucrul acesta. <gători> Au fost perioade înainte când ziceam gata, ne descurcăm noi și putem și noi. Dar acum mi-am dat seama că este mai bine și este mai sănătos, într-un fel, ca să. Să fim așa și mi-am dat seama, citind o carte, țineți copii aproape, da. acolo se vorbește foarte mult de, această, de acest atașament al copiilor față de copii. Și de unde foarte, dacă nu există acest atașament între copii și părinți, de fapt denotă foarte multe aspecte negative sau unde în părți în care se pot duce copiii care, sau căi un pic mai, mai, nedorite pentru noi ca și părinți pe care copiii ar putea să le, să le urmeze. Și atunci Prefer să acord mai mult timp copiilor, să creez cumva acest, să avem această, practic, timp al nostru în care să am timp să-i ascult, ei să poată să aibă încredere să-mi spună cu ce probleme se confruntă și nu este ușor să te împarți la patru, Așa mai, ales, e. Da, mai ales când ajungi acasă și toți vin, mami, 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 Și vreau și aia, mami, dar nu mi-am făcut aia, mami, trebuie și aia să fac sau să duc sau... Dar da. fiecare, am observat că știu să-și ceară timpul și afecțiunea în felul lor. Și Ce și... frumos! Se discută foarte mult și în mass media și pe alte canale despre cum să ne balansăm viața profesională cu viața de familie, ce să facem ca să ne împărțim bine, să fie ok pentru toți? Tu crezi că se poate găsi o balanță din asta sau e doar un mit lucrul acesta? S -s două tabere cumva. O tabără care zice că asta e un mit și nu există, dacă trebuie să fii dedicat într-un singur loc sau poți să crezi balanța asta pe care se pare că o faceți voi foarte bine. Da, eu zic că se poate. Aici, într-adevăr, depinde foarte mult de tine ce îți dorești. De fapt, de acolo pornește ce vreau. Vreau să îmi dedic viața atât familiei cât și uh, să mă dedic și pe partea profesională, să le îmbin pe ambele sau vreau să mă dedic doar, să mă rezum doar la una dintre acestea. Într-adevăr, mă Vreau să cred că reușesc <laughs> să creez această balanță între cele două, între viața profesională și viața de familie. Probabil că dacă ar fi să intre pe copii, o să zic că mai mult sunt la școală decât acasă, adică pentru ei niciodată. Timpul nu este suficient, iar vrea să fie 24 din 24 de ore doar cu mine, doar și dacă se poate individual fiecare, da. nu toți. Și nici atunci nu este suficient. Și exact, și nici atunci nu este suficient, dar am observat că știu să și înțeleagă lucrurile acestea, dacă le explic și le spun frumos trebuie să merg sau am nevoie și eu să merg la facultate, avem, acolo este jobul meu, de acolo eu practic adun bani în casă ca să pot să vă uh, cumpăr vouă ceea ce vă trebuie și să ne întreținem, înțeleg și cea, ceea ce am mai făcut încă cu ei, tot așa citind de undeva, faptul de a implica și pe ei cumva în ceea ce fac eu. Și am încercat să fac lucrul acesta și chiar de, a fost cu efect bun, roditor să zic, o puneam și pe cea mare să mă ajute, să le pregătesc studenții pentru că îmi place și cu studenții să fac lucruri creative, tot timpul să mai vin cu un lucru nou în, în ceea ce fac și ceea ce predau, în modul meu de a, a preda. Și atunci ziceam, Miriam, hai te rog ajută-mă și mai taiem și tu decupează să mai facem ceva. Chiar acum le propuneam să mă ajute să scriu niște teste pentru studenții, niște un fel de teste de evaluare pentru a le da și să îi ajute un pic să se pregătească pentru un examen care îl, îl au. Și au fost foarte bucuroase că pot să mă ajute. Deci mi dau seama că orice lucru pe care pot să uh, îi implic pe ei în viața mea profesională și în felul acesta practic să... Și cu ei și să fac ceea ce îmi place. Uh, într-adevăr, nu este ușor. Dacă stau să mă gândesc pe de altă parte, uh, timpul pe care îl dedic uh, pe partea profesională, faptul că merg la facultate, amore trebuie să stau acolo și timpul pe care trebuie să îl aloc uh, sau să îl dedic copiilor și activităților pe care le au extra, într-adevăr, pot să zic că am o zi foarte aglomerată, tot într-o alergătură. <laughs> merg la facultate, vin acasă, le iau pe Mihai, îl duc la fotbal, înainte o duceam pe Miriam la pictură, deci într-un adevărat, într-o mișcare continuă. Dar revin. Dacă faci cu drag ceea ce faci și pentru cine faci, atunci apar că nu sunt atât de depresante și atât de grele toate aceste lucruri. Și chiar dacă sunt mulți copii și să te împarți în multe, reușești. Te ajută cel de sus, te ajută să reușești și să le faci pe toate așa cum trebuie. De foarte multe ori cer timp, Doamne, ajută-mă, trimite-mă timpului, să am timp să le fac pe toate, să, pot să, mă, să da. pot să mă încadrez în tot ceea ce am de făcut. Da, ce fain! Și ai pomenit mai devreme de uh, momentul acela când ai rămas însărcinată cu primul copil, au mai fost alte momente grele în care ai simțit că trebuie să te împarți sau în care ai simțit că trebuie să faci niște alegeri mai dificile și cum ai gestionat între, între familie și viața profesională? Ca, deci nu pot să spun că am avut uh, foarte mari. Am fost pusă în astfel de situații, bine că tot timpul, într-un fel sau altul, ești pus în astfel Fiecare de situații. Exact, <laughs> să să alegi să între viața profesională și familie, dar nu m-au marcat, să spun, foarte tare, sau am reușit în, a, în așa fel încât să ducem în mod echilibrat. Echilibrat, da. Și repet, în orice am ales să fac, orice curs în plus, sau orice uh, curs în care m-am angrenat să-l fac, să-l predau, pentru că uh, mai predau și alte cursuri uh, pe lângă extra facultate. Sunt trainer uh, la, pe, la o firmă uh, pentru partea de curs de tehnician de vize și măsurător în construcții, care este, care este iarăși un consumator de timp, dar uh, îmi place ceea ce fac și am zis că dacă reușesc să-l încadrez, haide că îl fac și pe, și pe acesta și, așa cum am spus, am sprijin. Întotdeauna, înainte să iau o decizie sau când trebuie să fac ceva, cer, le spun, prietena vorbesc cu miciul cu soțul, după care le spun și copiilor, adică vreau să aduc la cunoștință la întreaga familie de ceea ce urmează să se întâmple și împreună să luăm o decizie dacă fac sau să nu fac. Dacă mi se impune de la facultate sau așa de la job, atunci doar vin și le transmit. Pe perioada următoare voi fi mult mai prinsă în partea de, de facultate, am mult mai mult de lucru acolo, va trebui să stau mai multe ore, dar în timpul care mai rămâne am să vin și am să vi-l dedic vouă. Asta s-a întâmplat, dacă stau să mă gândesc bine, chiar anul trecut... Din uh, ianuarie până în iulie, iunie, când am avut la specializarea unde am mai multe ore, uh, s-a făcut o evaluare periodică, se face o dată la 5 ani, și urma să vină comisia să evalueze, și până la vizită trebuie să pregătești un set de documente, chiar foarte ușor de pregătit, mă rog, îți ia timp și atunci a trebuit să îmbin. Și partea aceasta de evaluare, de acreditare, și partea de facultate de ținut ore și partea de ținut curs și partea de familie și într-adevăr un pic atunci am simțit că este mai greu pentru mine, pentru că mergeam dimineața, veneam seara, aproape zilnic și mi-a fost un pic greu, dar uh, am depășit momentul cu ajutorul celui de sus și a familiei. Și... și probabil cu foarte multă organizare ca asa... să... Îți fie ziua așa de plină și, totuși să reușești să le faci pe toate, îți trebuie și multă organizare, nu? Da, îți trebuie, îți trebuie și organizare și răbdare. Încă un lucru pf, esențial <laughs> când vorbim de familie cu mulți copii <laughs> și da. de tot. Da, Pe partea aceasta profesională se discută tot mai mult că noi, mamele, suntem cumva defavorizate profesional. Să stăm în maternitate, după care ne reîntoarcem și venim cu anumite goluri pe care trebuie să le umplem. Cum ai simțit tu în evoluția ta profesională? defavorizarea aceasta, ca și mamă. <laughs> nu am simțit-o absolut deloc și îți spun de ce. Bine, acum și colectivul și mediul absolut, este, absolut. poate este diferit, depinde de la fiecare, la fiecare, în ce industrie lucrezi, și ce, ce se întâmplă acolo. Dar cu primii trei copii n-am intrat deloc în concediu de îngrijire. Copii. Cu Miriam, cu cea mare, nu am intrat nici eu, nici soțul. Am ales să o ducem la creșă de la un an. Timpul ne-a permis în așa fel încât la ora 12 să mergem să o luăm de la creșă și să fie acasă. Pil cu Maia și cu Mihai a intrat soțul pe concediu de îngrijire copil, eu mergând la facultate. Mi-a permis timpul cumva să stau și acasă să le împac cumva pe ambele iar când am aflat că sunt însărcinată cu al patrulea copil, soțul mi-a spus din start să știi că cu, ea, cu acest copil, eu nu mai intru în concediu de îngrijire de copil, n-ai decât să faci ce vrei, fie intri tu, fie schema ajutoare pe părinți, pe cine vrei, zice pe socri, dar eu nu mai intru, te descurci. și atunci, vorbind cumva și cu alte prietene care ele intraseră deja în concediu, mi-am că îmi amintesc când spunea o colegă, Mihaela, cum lași așa și regăsești? Deci, dar de, de la ce pleci, exact la același lucru te și întorci. Deci nu se întâmplă absolut nimic uh, deosebit în perioada aceea. Și atunci am zis, ok, voi intra, dar pentru un an un an de zile intru și voi sta în concediu de îngrijire copil. Așa s-a nimerit că a venit pandemia și era și perioada aceea foarte incertă, nu știam ce se întâmplă. Am zis, ok, rămân pe doi ani de zile și vreau să spun că nu regret, pentru că mi-am dat seama că a fost un timp care m-a ajutat atât cu cea mică cât și cu ceilalți să fiu acasă, să pot să îi ajut un pic mai mult. Dar în momentul în care m-am întors la locul de muncă, la fel am fost primită, am reluat totul așa cum am lăsat, așa mi-a spus colega mea, m-am întors din nou și am fost bine primită. Deci eu zic că este ok, nu... Nu te-ai simțit defavorizată la absolut în deloc, ta. absolut deloc. Mm. Ce frumos, da, și mie mi se pare, chiar discutam uh, cu soțul meu și el zicea că parcă cu cât uh, avem mai mulți copii, cu atâta mie mi se mărește capacitatea de a face lucruri și fac tot mai multe lucruri pe lângă. Exact. Și zice: nu pot să înțeleg lucrul acesta că uh, unele se simt mai uh, limitate din cauza copiilor, adică sunt niște limite pe care poate ni le punem singure exact. și ne canalizăm energia într-o anumit, într anumită perioadă de, din viață, o canalizăm într-un anumit loc, ceea ce este ok și acest lucru, nu este neapărat greșit să stai, să nu faci nimic 5 ani, să nu faci nimic 3 ani, dacă asta simți și asta vrei să-ți dedici, dar nu da vina pe copii. Este alegerea ta, este cumva... Exact. Da, și uh, mi se pare așa că uh, și tu ești un exemplu că se poate face și cu ajutor și cu susținere din partea soților, într-adevăr, dar uh, copiii ne propulsează, nu ne țin pe loc din punctul Clar. acesta de vedere. Să știi că așa este și așa cum ai spus și tu, mi-a plăcut faptul cum ai spus, faptul că ai, îți crește cumva capacitatea de a face mai multe. Uh, de mult au aud această întrebare care mi se adresează cum reușești? Cum reușești să faci și aia, și aia, și aia, și aia, și aia? De multe ori sunt tentată să spun nu știu cum reușesc. Reușesc, nu știu cum. Dar așa în momentele mele de, de meditație, să zic așa, sau cu mine însum, îmi dau seama că există cineva mai mai sus de noi, care ne ajută practic să, să, facem toate aceste lucruri. Și revin la lucrul acela că dacă faci ceea ce îți place, faci cu drag și nu simți. Dacă îți place să stai cu copii, îți place să ai o familie, indiferent că e un copil, doi, trei, cu primul copil e mai greu, pentru exact. că suntem noi panicați și nu știm ce se întâmplă, de unde să o luăm, cum să o luăm, toate lucrurile acestea. Dar după ce vine al doilea, al treilea, al patrulea copil, eu le spun că mă mai întreabă cum îi să copii. Nu îmi dau seama. Deci pentru mine, în momentul față, mi se pare foarte normal să am patru copii. Și dacă aș mai avea și al cincilea, al șaselea, mi s-ar părea la fel de normal. Adică eu nu-i văd ca și număr. Eu văd da. pe fiecare individual ca și copii, și ca și cum e foarte normal să iam acolo, să fie prezenți în viața noastră. Și și la partea de, de job, dacă faci cu drag ceea ce faci, nu ti se pare greu, și reușești să-ți găsești acel timp să te canalizezi și să faci toate lucrurile. Absolut, și chiar dacă este greu, adică este un greu pe care îl faci cu un anumit scop exact, și exact. are o semnătate pentru tine și atunci altfel facem lucrurile grele dacă sunt importante pentru noi. Da. Că nu poți să zici că nu-i greu, e greu, și ce faci tu, da, adică clar, da. dar are un scop mai mare și atunci ne găsim energia necesară să facem. Mi-a plăcut foarte mult, adus -am aminte. Acum că ai menționat asta, mi-am adus aminte cum a răspuns regina Angliei când a fost întrebată cum te-ai descurcat să ai un bebeluș chiar în primii ani după ce ai luat coroana și cum ai făcut lucrul acesta că toată lumea era cu ochii pe tine era așa de tânără, proaspăt căsătorită situația în familia regală era cum era și ea s-a uitat așa foarte sec la, în stilul caracteristic la intervievator și a răspuns te descurci <laughs> așa e <-i. laughs> Te descurci, Tot, adică găsești de. resurse, dacă ceva e important pentru tine, dacă ceva ți s-a pus în față, în farfurie, te descurci și, și mergi înainte, că altfel nu am face nimic, dacă ne-am plafonat de fiecare obstacol care vine în fața noastră, fie el profesional sau în familie. Da, și aici cred că mai încă un element uh, esențial care în toată povestea aceasta e credința. Să crezi că poți. Că poți tu să crezi că cineva te ajută să faci acele lucruri. Pentru că dacă nu crezi, și cred că asta ne lipsește de foarte mult, chiar dacă zicem că suntem credincioși, credem, <laughs> de fapt nu credem cu adevărat. Cred că acolo, dar dacă într-adevăr reușim. Îmi amintesc de acea pildă, Dacă ați crede cât o boabă de muștar, ați putea să mutați munții, cum zicea Isus, dar, da. într-adevăr, cred că asta ne lipsește și dacă credem cu adevărat că putem și ne vom descurca, ne vom descurca, vom putea să facem tot ceea ce ne propunem și ne-am și ne propus. Tot așa mi-amintesc și văd și acum, vin de la facultate obosită sau, dar în momentul în care ajung. În casă, toată oboseala care am avut-o sau acumulat-o pe parcursul zilei de la facultate, de la orice ce am făcut, dispare. <laughs> Și am acea energie, chiar dacă sunt obosită, pentru copii pentru a putea să îi ajut în continuare și să fiu cu ei. Într-adevăr, și eu cred că este importantă și credința și viața spirituală să putem să facem mai multe lucruri decât în mod normal un om cu capacități normale ar putea să facă și eu am experimentat de multe ori în viață lucrul acesta că mi se părea ceva imposibil și... Mă rugam, Doamne, dacă trebuie să fac lucrul ăsta, dăm putere să-l fac. Altfel nu am cum să-l fac și se întâmpla și eram, wow, chiar am făcut asta, nu vine să crede, adică chiar eu, singură, de fapt nu i-am fost singură. Nu, așa foarte, este. foarte fain ai spus. Aș vrea să te mai întreb, sunt foarte curioasă, cum avem grijă noi, ca și mame de mai mulți copii, cum ți se pare ție că putem avea grijă de noi când avem mai mulți copii mici? cum ai spus tu, viața profesională e jumate de zi, viața în familie e cealaltă jumate de zi, când mai avem timp, când mai ai timp pentru tine, pentru nevoile tale, pentru cuplu, pentru tot ce înseamnă altceva în afară de profesia ta și a fi mamă. De adevăr, timpul este foarte limitat. Reușești să găsești, cel puțin îmi amintesc, înainte să am copii, a, suntem așa un grup de prietene în care ne, ne întâlnim și ținem legătura. Înainte să avem copii, ne întâlneam săptămânal. Așa ne întâlneam săptămânal să jucăm remi. Asta era scopul, mă rog, ideea de a ne întâlni să jucăm remi. Dar, bineînțeles, că de fapt ne întâlneam să discutăm, să povestim, să vedem care ce mai face cu noi. Și chiar vorbeam uh, cu ele în momentul când am aflat că sunt însărcinată, ne-am zis, noi uite, fetelor sunt însărcinată, wow, zice, nu, o să fie mai greu să ne întâlnim. Și îmi dau seama că sunt niște etape și am zis, da, probabil că va fi mai greu să ne întâlnim după ce am eu copii, o să aveți și voi copii, o să ne fie mai dificil. Dar este o etapă din viața noastră pe care o parcurgem, după care sunt convinsă că o să vină timpul când o să ne reîntâlnim din nou. Bineînțeles că toate prietenele mele au copii, într-adevăr nu mai reușim să ne întâlnim cu ne întâlneam înainte, dar mai facem câte o escapadă, să zic așa, în care ne mai întâlnim. Este un moment pe care pot să zic că din ceea ce este pentru mine îl atribui și iarăși încă un moment este pe care îl fac, care ține de mine personal, este o dată pe săptămână, pe care nu-l ratez și asta știu toată to familia, mersul la biserică. Este momentul meu. În rest, alte momente... Mai puține. Mai puține, pe care... Dar încercăm să le... Încerc, cel puțin. Chiar am să mă gândesc acum, așa, în timp ce povesteam ce altceva pentru mine aș putea să, sau aș vrea să fac și nu am timp să fac, sau... E drept că dacă aș avea foarte mult timp, probabil că mi-aș găsi anumite lucruri pe, în care să-mi investesc timpul pe care l-am la dispoziție. Dar așa, în timpul puțin care l-am, încerc să îl profit și să, să mă bucur de el. Fie să citesc, am zis o dată pe săptămână, cel puțin merg la biserică, acolo este timpul meu. Uh, în rest, când mai am un pic de timp, citesc, sau... Uh, Așa că când mă prind o carte, le spun copilul, nu, acum vreau să citesc. Mă lăsați câte o jumătate de oră să citesc. Vreau să am timp timpul lasă. Meu. Da, mă te lasă. Super. Mă lasă chiar cea mică, mare, de multe ori zice, mami, ne punem în pat, tu citești sau tu lucrezi și eu stau lângă tine. Nu mă să stea cu mine, dar da. mă las și pe mine să stau cu tine. Bine, Mara, te lasă să stai cu mine. Sunt să... ce frumos, da. Așa este, când copiii sunt mici, timpul este foarte limitat. Am experimentat vara aceasta că am fost plecate toate trei fetele o săptămână la părinții mei și eram într-o perioadă foarte aglomerată și chiar discutam cu Mircea ce mult îmi lipsește, chiar dacă aveam așa de mult timp liber să facem. Am ieșit seara în oraș, am, am făcut lucruri care nu putem să le facem, că suntem cu, cu toată lumea acasă. Dar totuși îmi lipsea cumva faptul acela când ajungeam acasă de la lucru, toată ziua alergam și rezolvam chestii și ajungeam și nu erau copii și mă gândeam tot la problemele din timpul zilei. <gânt> și cumva când sunt ele acasă, parcă toate problemele rămân la ușă exact. și mă concentrez pe ele, ne jucăm, citim, povestim. Exact. Dar așa, dacă nu sunt ele... Toată viața e așa, toată ziua e concentrată pe cei de făcut, cei de rezolvat, cei parcă scopul e prea așa, trecător și nu. <laughs> da, Copiii îți dau uh, energia asta de a merge mai departe, de a, a vedea dincolo de problemele zilnice ști știi că sunt în sentimentul tău exact acele lucru simt și eu și exact așa cum spui și tu și noi îi trimitem pe copii, cel puțin că de neau mai mici, toți vreau să meargă la bunici, acum se mai împart, mai au preferințe, unii merg, alții nu merg, depinde, poate o săptămână merg toți, două săptămâni, dar până își doresc să vină către casă. Dar um, și noi simțim și simt și eu lucrul acesta cu, cu ei, într-adevăr, când ei nu sunt, avem timp. Cum spuneai și tu, am timp să mă uit și la televizor, să mai vizionez și un film, am timp să mai ies la o plimbare, am timp să mai fac câte una alta. Când sunt ei acasă, spun sincer, nu am timp să deschid televizorul. deci ce nu am timp să mă uit la un film, la nimic? Efectiv, nu știu atât, că mai aud dacă e deschis, mai aud întreagă câte o știre sau câte o muzică dar în același timp mă țin ei într-un fel la curent. Ei mai vin și mai îmi spun, uite, anul acesta am experimentat, cea mare ascultă destul de mult muzică și mi-am dat seama că eu nu știu ce se ascultă și exact. nu știu care sunt tendințele. Anul acesta, pentru că așa s-a nimerit să avem mai multe drumuri împreună cu, și cu cea mare, îmi pune muzică și în mașină. Mami, mă lasă să pun muzică. Da, Miream, te las. Dar poți să dau un pic mai tare? Poți să dai un pic mai tare. <laughs> <laughs> și atunci, cumva, învăț și eu, mă țin eu cumva la curent cu ceea ce se întâmplă cu... să țin pasul și eu cu trendul. Da, da, da. Așa este. Fiecare etapă a copiilor ne trece și pe noi într-o altă etapă ca și mame și asta mi se pare foarte interesant. Da. Și uite, un lucru pe care aș vrea să îl precizez, lucru pe care eu poate nu mi-am dat seama de tânără mamă, să zic așa, nu știm să profităm de fiecare etapă a copiilor noștri. Poate și din cauza că suntem angrenați în foarte multe lucruri și nu reușim să, să facem de multe ori față la toate, dar fiecare etapă a copiilor este foarte importantă și foarte frumoasă. Uh, Într-adevăr, cei trei mai mari au venit cam unul după celălalt, la doi ani diferență. Uh, fiind uh, așa unul după celălalt, a fost mai greu să. Mă bucur de etapa cu fiecare, dar acum, cea mică, venind după 5 ani, cumva prin ea retrăiesc toate acele etape de copil miri pe care de multe ori poate le-am ratat cu ceilalți, le retrăiesc și încerc să le profit la maxim, cel puțin cu ea, să, să ne bucurăm. Da, așa este. Și eu sunt foarte conștientă de faptul că ratăm anumite perioade din cauza oboselii, din cauza supra-solicitării, din cauza că avem foarte multe lucruri de făcut, dar este o perioadă și foarte dificilă când copiii sunt mici și cumva oricine ce ți-ar spune că stai acolo, fii prezent, câteodată e foarte dificil și nu nu ne putem uh, da seama decât de multe ori, decât după ce a trecut, uite, a trecut perioada asta și așa. Dar, într-adevăr, este tot challenge tot mai mare să fii prezent și să fii acolo cu copii și când ești acolo fizic să fii și mental și așa. Pentru că este foarte solicitant și cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, cu viața profesională, cu familie, cu mulți copii, cum spui tu, niciodată nu-i liniște în casă, așa este. Dar să știi că, uite, este, de fapt, un lucru esențial: creșterea și în dezvoltarea copiilor, prezența noastră. Eu nu mi-am dat și, așa cum am spus, nimeni nu vine să te învețe, nimeni nu vine să spună cum să fii, ce trebuie, pe ce să, spu, să pui accentul când ești părinte. Exact. Tu singur descoperi. Dacă vrei să descoperi și te interesează partea aceasta să ai copii, să știi să îi crești sănătos și să se dezvolte ei sănătos, atunci te interesezi, te informezi și afli tot felul de lucruri. Dacă nu, atunci ceea ce știi, ceea ce ți se mai spune, și cu asta rămâi. Dar din ceea ce am citit și am aflat, și chiar am pus în practică, într-adevăr, este foarte important să fim prezenți să fim prezenți atunci când ei au nevoie. Bineînțeles că ei tot timpul au nevoie de noi, asta nu e exclus, dar să încercăm să fim cât mai mult prezenți, să le acordăm cât mai multă atenție și de mici, deci chiar de mici. mi-am lucruri pe care poate cu ceilalți mai mari nu am știut să le ofer acea prezență a mea poate și din cauza oboselii, poate din cauza presiunilor, pentru că, sau poate că efectiv n-am știut cât de important este prezența mea să fiu acolo pentru ei, chiar dacă, cum spui tu, suntem de multe ori fizic, dar nu suntem și mental sau sufletești acolo cu ei. Da. De fapt, e foarte importantă această prezență a noastră. Da, așa este. Aș mai vrea să te întreb, așa pe final, că ne apropiem încet de final, ce presupune o zi reușită pentru tine? ce în calendarul tău într-o zi ca să zici astăzi am avut o zi de succes? Atunci când reușesc să, să le împac pe toate, pot să spun că este o zi de succes pentru mine când reușesc dimineața să mă trezesc și văd că toată lumea este bine, că putem să ne împărțim fiecare la activitățile noastre. Reușesc și la muncă să fac față la toate provocările care sunt și pe urmă vin acasă, reușesc și pe copii să-i ajut la ceea ce au nevoie și să fiu acolo pentru ei, chiar să-i ascult, pentru că mi-am dat seama că le place lucrul acesta să stau, să-i ascult, să-mi povestească și mi-am că și mie, ca și copil, îmi plăcea să merg acasă și să-i povestesc mamei tot ceea ce am făcut, deci... Tot, mergeam acasă, tot, 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 îi spuneam la mama unde am fost, ce am făcut, ce am văzut, pe cine am văzut și îmi place și mie să-mi povestească copiii și atunci când reușesc să mă pun în pas și să știu că toată lumea este liniștită, fericită, nimeni nu plânge, nimeni nu suferă toată lumea, o pot să zic că este o zi cu succes pentru mine. Așteptările tale sunt realiste, aș zice, la momentul acesta de viață <laughs> cu patru copii, <laughs> pentru că dacă ai întreba pe altcineva, probabil răspunsul ar fi altul, dar îmi place foarte mult că cumva ce am învățat de la tine e să ne setăm așteptările realiste și să nu cerem mai mult decât putem duce de la noi și o zi reușită este o zi în care toată lumea reușește să-și facă ceea Dar ce trebuie. Ce... Exact, exact. Care este scopul nostru, foarte fain, ai zis. Mie mi se pare interesant, cel puțin cum văd în jurul meu, multe familii care aleg să nu aibă copii și asta este alegerea lor și dreptul lor, cumva. Totuși ne trezim după aceea că amânăm momentul acesta de a face copii și după aia ne trezim că ceasul biologic nu minte și vorbind cu prietene care au mai mulți copii, cum sunteți din punct de vedere vedere mental, sunteți ok cum reușiți să le duceți pe toate. Spunsul general este că nu am timp să mă gândesc, adică sunt exact. așa de ocupată, nu am timp să mă gândesc la toate problemele lumii și la toate problemele care nu sunt neapărat importante în momentul ăsta din viață pentru mine. Viața liberă, viața care este acasă, în familie, mi-e ocupată de copii, viața profesională mi-e ocupată de job și atunci nu ai timp efectiv să stai să analizezi ce nu exact. în regulă, ce nu și faptul ăsta te duce mai departe și uh, nu aș zice că este un lucru care, cu care acoperim uh, anumite probleme, ci pur și simplu este un alt mod de viață care te face mai activ din toate punctele de vedere și atunci asta ne face bine nouă ca și oameni și nu avem nevoie uh, de alte uh, lucruri alternative pentru. A ne îmbunătăți starea mentală, să zic așa. Da, așa este, într-adevăr, atunci când ai copii, chiar nu mai ai timp să stai să analizezi, pentru că așa este, atunci când ai prea mult timp, ai timp să analizezi, să întoarci toate problemele pe toate părțile, să le vezi toate aspectele pozitive, negative, dar mai mult decât atât, cred că uh, depinde de fiecare persoană. De cum, ce traume a avut în copilărie, în viață, cum a reușit să treacă prin toate acestea. Deci, background-ul fiecăruia cumva își pune cuvântul la fiecare situație. Da, așa este. Într-adevăr, sunt de acord, însă. Uh, cred și că la un moment dat în uh, viața de adulți trebuie să depășim sau să nu ne mai crampunăm de aceste traume, că toți avem traume și cu toții am trecut prin anumite momente. Viața din familie are un impact foarte mare asupra noastră și să încercăm și noi să facem Asta în familia noastră. Așa este. Acum, pe final, o să te rog să ne lași cu o idee cum să ne calibrăm în acest început de an școlar, viața de familie și cum să ne împărțim cu viața de familie și viața profesională, un gând cu care ascultătorii noștri să rămână. Gândul cu care aș vrea să rămânem cu toții este că să ne îndreptăm pe acel lucru de a avea credință, faptul că nu suntem singuri și dacă credem că putem să facem ceva chiar vom reuși să facem acel lucru. Deci eu zic că cu asta ar trebui să mergem cu toții, cu acel acea lucru de a crede de a crede că putem și atunci chiar o să reușim să le împăcăm pe toate, atât viața profesională cât și viața de familie și o să, dacă credem cu adevărat o să le facem pe toate așa cum trebuie să le facem și cum vrem să le facem. Ce frumos! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc spune. pentru că ai răspuns invitației noastre și mult succes cu copiii și pe partea profesională. Mulțumesc mult, la fel îți doresc și eu ția, și îți mulțumesc și eu pentru invitație și pentru încredere acordată. Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului Casa pe Piatră. Îmi doresc să fie adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi. Pe oricare canal alegi să asculti acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com casă pe Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!